alegerea mobilierului perfect adaptat bugetului dumneavoastră. Ne găsiți zilnic, începând cu orele 9 și vă așteptăm cu drag! Suntem 900 de farmacii Catena în toată România. Suntem 5500 de specialiști care știu cum să te ajute. Noi suntem Catena! Dă fuga la Catena! Farmacia cu o inimă mare, că toată țara! Farmacia inimii Catena! Hey! Era un întuneric beznă și am auzit haosul pământului. Asigură-ți locuința acum. Campanie de informare realizată de PAID România cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al Asociației Municipiilor din România. Lasă-mă în pace! Liniștește-te! Nu ți-a făcut nimic. Poate te place. Ce alergi așa? Nu ți-a făcut nimic. Poate te place. Ce urli așa? Nu ți-a făcut nimic. Poate te place. Abuzul este învățat din copilărie. Rupe tu cercul violenței și fă educație împotriva abuzului. Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor. Suntem 900 de farmacii Catena în toată România. Suntem 5500 de specialiști care știu cum să te ajute. Noi suntem Catena! Dă fuga la Catena! Farmacia cu o inimă mare, că toată țara! Farmacia inimii Catena! Supercom, lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România, redefinește conceptul serviciilor de salubritate și în județul Hunedoara. După Valea Jiului și Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, acum SC Supercom S.A. operează și zona de centru a județului. Supercom este o companie românească ce deține o flotă 100% ecologică. Supercom le asigură hunedorenilor servicii de colectare a deșeurilor, echipamente moderne, stații de transfer, centre de reciclare și depozite de deșeuri. Operatorul de salubritate furnizează servicii și soluții de mediu eficiente pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom, un județ îngrijit, un mediu sănătos. Suntem 900 de farmacii Catena în toată România. Suntem 5500 de specialiști care știu cum să te ajute. Noi suntem Catena! Dă fuga la Catena! Farmacia cu o inimă mare, că toată țara! Farmacia inimii Catena! Cauți un loc de muncă potrivit, plăcut și bine plătit? Vino și califică-te în orice domeniu dorești. Asociația de Consiliere, Calificare și Reformare în Carieră Internațional, sucursala DEVA, organizează cursuri de calificare recunoscute național și internațional în cele mai diverse domenii. Construcții, Horeca, Beauty, Electrică, Electromecanică, Administrație, Sănătate în Muncă. Prețuri avantajoase, plata și în rate. Vă așteptăm în DEVA, strada Mihai Eminescu, bloc 42, scara 1, parter, vis-a-vis de Maxa. Informații la telefon 0764 886 288 sau 0254 229 795. Suntem 900 de farmacii Catena în toată România. Suntem 5500 de specialiști care știu cum să te ajute. Noi suntem Catena!
dă fuga la Catena. Farmacia cu o inimă mare, că toată țara. Farmacia inimii Catena. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, o nouă ediție, ora exactă, Antena 3 Deva, o ediție în care îl avem ca invitat pe prefectul județului Hunedoara, domnul Călin Petru Marian. Domnule prefect, bine ați venit în studio. Bună ziua, domnul Alexandru Guian, cu drag de fiecare dată la dumneavoastră în emisiune și cu drag să putem să dialogăm pentru telespectatorii Antena 3 Deva. Sigur, și am avut noroc de la ultima noastră întâlnire, n-au mai fost cutremure sau au fost replici pe care lumea nu le-a mai prea simțit. Iată că chiar dumneavoastră mi-a spus că în Aninoasa acea acțiune de relocare a locatarilor unor imobile foarte vechi continuă. Da, din fericire n-am mai avut replici care să le simțim. Replici au mai fost, da. 3,5-3,6, încă există, să zic așa, efervescență la câțiva zeci de kilometri sub noi, să zic așa, dar este un semnal de alarmă și este un semnal de alarmă care trebuie să-l tragem și trebuie să fim conștienți că, Doamne ferește, se poate întâmpla oricând. Atunci ne luăm toate măsurile de siguranță, încercăm tot ce e posibil ca clădirile care sunt cumva cu grad seismic 1 și 2, cele mai înalte, să zic așa, grade care pot să fie afectate în urma unui cutremur, să le reabilităm, să le identificăm, să încercăm din punct de vedere a siguranței să facem tot ce este posibil ca acolo unde există locatari, să existe și alternativă. Deci, practic, oamenii acceptă să se mute, nu sunt probleme deosebite, să protesteze, să... Acum, la Aninoasa special, în acele 11 imobile care... imobile care au fost construite undeva la 1900, sunt niște imobile care, în urma timpului, să zic așa, au fost un grad mare de degradare, dar în același timp și urme ale celor două cutremure care au fost, să zic așa, sensibile. 40 în 77, nu? Da. Și atunci, și acum, ultimele astea recente, de 5,2-5,7, care în Valea Jiului s-au simțit foarte mult și chiar S-au văzut semne pe acele clădiri care, Doamne ferește, într-un ordine de 6 și 7, riscul este major să se dărâme. Acolo primăria până la urmă a făcut și în urma Comitetului Județean în situații de urgență, primăria a făcut o expertiză tehnică unde acele clădiri au fost încadrate într-un grad seismic 2 cu incidență mare. S-a făcut și o evaluare. Am venit pe situații de urgență și am dus în prima fază 20 de containere care le-am avut în județ din timpul pandemiei, alocate de către rezervele de stat. Acum sunt în lucru încă 25 de containere care până sâmbătă vor fi montate. Primele containere chiar au fost ocupate de peste 30 de persoane. Deci destul de mult s-au mutat deja. S-au mutat, în special din imobile care au fost într-un grad mai mare de degradare. Vedeți, este un fenomen care, din păcate, trebuia să-l vedem cumva sau să facem ceva mult mai repede. Numai când ne arde la români se întâmplă că se dă din colț în colț cum rezolvăm problema. Clădirile astea nu sunt de acum. Am spus, sunt de la 1900, nu sunt degradate numai de acum,
numai că în urma celor două cutremure de câteva săptămâni, chiar a venit cumva un grad de risc mai mare. Sper să se deștepte, să zic așa, administrația publică și să facă pașii cât mai rapizi. Noi am dat tot concursul, am întocmit un proiect de hotărâre de guvern semnat de instituția prefectului și de Consiliul Județean, unde am cerut Ministerului Dezvoltării și Guvernului implicit de a aloca sume pentru a fi reabilitate aceste clădiri. A mai fost o situație în 2019 când, datorită căderilor masive de zăpadă, chiar s-a și prăbușit un acoperiș la una din locuințe respective. Câteva din cele 20 care existau în acea colonie au fost reabilitate cumva și vom vedea dacă vor veni banii cât mai repede ca aceste clădiri care au mai rămas de reabilitat să fie în vara aceasta și până în toamnă să fie făcute, ca oamenii să aibă alternativa și să aibă posibilitatea să se reîntoarcă la casele lor. În paralel, se lucrează la Ninoasa și pe unele proiecte care au fost demarate de un an, doi, pe locuințe sociale, pe adăposturi de noapte. Deci ar fi alternativa de a fi terminate și acelea cât mai rapid. Este posibilitatea să depună proiecte primăria Ninoasa pe componenta de reabilitare a locuințelor cu risc seismic și aici sunt cele care sunt cadrate în gradul 1 și în gradul 2. Deci ar putea primi bani inclusiv deci pe acest PNRR sau pe alte fonduri? Primi bani pe fonduri guvernamentale. Noi ținem sub observație în permanență situația de la Ninoasa. Chiar și vineri o să merg din nou în Valea Jiului ca să vedem stadiul ansamblării ultimelor containere care au venit în cursul săptămânii. Containere care vin cu grupuri sanitare, cu tot ce trebuie pentru a putea fi, să zic așa, alocate cetățenilor care doresc să se mute. Sperăm să nu mai avem cutremure în imediata perioadă. Cum nimeni nu știe, da. Cum nimeni nu știe, trebuie să luăm toate măsurile de siguranță pe acest subiect. Apropo de măsuri de siguranță, recent a fost un exercițiu de alarmare. S-a făcut vreo evaluare în urma lui sau a fost doar pentru funcționarea sirenelor? Oricum, cetățenii au fost avertizați chiar de purtătorul de cuvânt al ISU să nu se sperie. Este un exercițiu. Sau s-a făcut și o evaluare a rezultatelor? A fost săptămâna situației de urgență. În această săptămână am făcut foarte multe activități de conștientizare a cetățenilor în cazul unor situații de urgență. Și în una din zile, chiar de 8 martie, a fost, să zic, o evaluare a sirenelor și chiar au funcționat toate acestea, pentru că există o permanență evaluare a funcționării acestora. Încercăm să conștientizăm inclusiv în școli, inclusiv la nivel de cartiere, inclusiv la nivel de comunități, să se implice și autoritățile publice locale. Chiar din 13 până 15 martie a fost la nivelul orașului Petroșani, municipiului Petroșani, o unitate mobilă prin care oamenii puteau să vadă ce se întâmplă și care sunt modalitățile prin care trebuie să acționeze în caz de dezastre. Deci, nu doar în săptămâna situației de urgență, nu, lucrurile astea trebuie să fie în fiecare zi, trebuie să le conștientizăm, trebuie să încercăm ca populația să știe ce are de făcut în cazul unui dezastru și în același timp vreau să vă spun că Inspectoratul de Situații de Urgență Hunedoara este pregătit și prin Comitetul Județean de Situații de Urgență avem proceduri clare pentru ceea ce înseamnă anumite situații, inclusiv pe partea de cutremur.
Este o perioadă de, ca să rămânem și să epuizăm cumva acest subiect, este o perioadă de primăvară, chiar am fost pe munte sâmbătă, sunt cantități destul de importante de zăpadă, se prevede un pericol de inundație iminent sau toate râurile sunt sub control și debitele pot fi preluate fără probleme? Depinde cum se va topi zăpada, foarte brusc sau într-un timp mai îndelungat. Am avut inundații chiar nu de mult în zona de nord a județului pe Crișul Alb. Chiar în decurs de o lună a ieșit Crișul Alb de două ori. Faptul că s-a topit zăpada foarte brusc. La o anumită altitudine este vizibilă, da. Și în Parângă, Retezat, în masivele astea înalte din județul Hunedoara, încă mai există o cantitate mare de zăpadă. Sperăm ca această topire a zăpezii să fie cât mai lină, să zic așa, și să nu influențeze. Dar în caz de nevoie știm cum să intervenim, avem unitățile pregătite și vom aștepta să vedem care este situația punctuală la un moment dat. Care este situația barajului de la Mihăileni? Că a fost controversat și rămăsese cumva spre a fi rezolvată. Corpul barajului este finalizat. S-a făcut și recepție. Se poate face acumulare provizorie pe chiuveta barajului. Din păcate, au fost niște intervenții, să zic așa, unor ONG-uri, cum că acolo nu există protecția asupra mediului, că s-a făcut fără autorizație, că au găsit fel de fel de superficii prin care să cumva să împiedice finalizarea proiectului. S-a câștigat în prima instanță, urmează pronunțarea finală a instanței în tot ce înseamnă aceste procese intentate asupra celor de la Apele Române, și anume pe divizia de ABA Crișul, care este cu sediul la Oradea. Dar eu știu acest baraj de când e lumea. Sunt din zonă de acolo, a început în 89. Corpul barajului este finalizat. Urma doar să se mai finalizeze porțiuni mici de drumuri pe partea laterală a barajului și mutarea liniei de înaltă linii electrice, dar apoi să se poată acumula apa exact cum scrie în proiect. Sperăm să aceste tergiversări să treacă cât mai repede și să intre în funcțiune barajul, baraj care până la urmă dă o notă de siguranță întregii zone, pentru că altfel poți controla, eu știu, topirea zăpezii, problematica inundațiilor pe tot ce înseamnă avalul de la barajul de la Mihăileni și până la ieșire din județ. Până atunci am făcut demersuri substanțiale și în urma celor două inundații și chiar am văzut interpelări și de la partidele politice de guvernământ pentru a decolmata Albia Crișului Alb și am trimis și noi rapoartele de sinteză în urma inundațiilor care au fost în primăvara aceasta și punem cumva, să zic așa, presiune pe Ministerul Mediului care gestionează Apele Române ca să se facă cât mai repede ori forme de înlinguire, ori decolmatarea sau și una și alta pe Crișul Alb. Pentru că nu numai din cauza barajului iese Crișul Alb, iese din cauza că nu este decolmatat de când e lumea, există afluenți destul de mari în avalul barajului de la oamenii nici nu au grijă de... Și atunci lucrurile trebuie să se întâmple în normalitatea gospodăririi apelor. Și am discutat și cu directorul de la ABA Crișul Oradea pentru a face toate demersurile să pornească noi investiții pe acest subiect.
Da, azi dimineață ascultam la radio, la știri pe România Actualități. N-am crezut că situația s-a acutizat, pentru că n-am mai auzit de mult știri despre proteste sindicale. Am văzut că este un ultimatum dat de sindicatele din învățământ, care amenință cu greva generală pentru că nu li se măresc salariile, în special la personalul nedidactic, am înțeles. Printr-o coincidență, primim și noi un mesaj, probabil că văzând că sunteți invitat, sindicatele din județul Hunedoara sunt nemulțumite că nu găsesc un corespondent. Care este, de fapt, situația în ceea ce privește comisia de dialog social cu sindicatele din învățământ? Acum, noi organizăm în fiecare miercuri, primă miercuri din lună, comisie de dialog social. Am vrut să facem o întâlnire pe acest subiect în data de 17, așa ne-am înțeles și cu sindicatul din învățământ, dar înainte, cu 2-3 zile, legile învățământului au intrat în guvern în prime citire. Și atunci am luat hotărârea ca tot ce înseamnă subiectul de învățământ să lăsăm să treacă de guvern. Cred că va fi și o decizie finală săptămâna viitoare în ședința de guvern, pentru că așa este procedural, să intre cu o săptămână înainte în primă lectură și apoi se dă vot în guvern pe legile învățământului și cu siguranță vor intra în procedura de aprobare a ordonanței de guvern în Parlament, unde vor fi dezbatere. Dânsii au un subiect acum fierbinte, încearcă cumva să facă presiune pe Comisia de Dialog Social. Le-am promis că după ce trece de guvern, după ce trec legile învățământului de guvern și dacă se aprobă de guvern, în perioada în care vor fi în Parlament, o să încercăm să facem și sper ca în prima miercuri din luna aprilie. Am invitat și subsecretarul de stat de la Ministerul Muncii, care se ocupă de Comisia de Dialog Social, să punem pe tapet și dorințele sindicaliștilor și a celor care lucrează în învățământ. Au și probleme specifice cu dumneavoastră? Sunt la nivel, și la nivel de județ sau doar la cele de la nivel național care doresc să fie exprimate și la nivel județean? Ei doresc să le fie exprimate la nivel județean și apoi noi le vom transmite la nivel guvernamental. După părerea mea, nu era cumva bine să discutăm anumite probleme de salarizare în momentul în care legile învățământului, care și acolo există precizări clare în ceea ce privește salarizarea, până nu trece de guvern. Este o supărare cumva din partea dânșilor, dar eu vreau să le spun că sunt deschis de fiecare dată, este doar o chestie de principiu și putem să discutăm fără nicio problemă și acest subiect. Ca să rămânem tot puțin aici, deci practic solicitările lor salariale, am înțeles de la din știrea națională, solicitările lor sunt cu preponderență salariale, practic nu ar putea fi rezolvate înainte ca această nouă lege, ca legile educației să fie aprobate. Da, cred că așa ar trebui să avem un pic de răbdare, să vedem ce se discută și ce se hotărăște și pe subiectul de salarizare pe legile învățământului și apoi să venim către guvern cu solicitări urgente de rectificări salariale. Acum vreau să vă spun că problema asta avem și la nivel de instituția prefectului, unde salariile sunt mici. Sunt probleme pe mai multe ramuri și pe mai multe instituții deconcentrate în ceea ce privește salariile. Nimeni nu zice că nu au dreptate. Important să privim în ansamblu lucrurile și mai puțin pe o anumită nișă. Dar fiecare lider de sindicat încearcă să-și facă treaba, încearcă să reprezinte cât mai bine membrii de sindicat. Eu respect acest lucru, dar încerc să-mi fac agenda cumva într-o
paletă cât mai largă și mai puțin orientată doar pe un anumit subiect. Dacă ultimatumul lor va fi pus în practică, înseamnă că peste două zile am putea avea o grevă generală care să perturbe activitatea școlară majoră, adică să fie afectate și cadrele didactice, dar și elevii și părinții. Există într-adevăr semnale că această grevă generală ar putea fi declanșată? Cum a... Știți cum e? Poate și o chestie, să zic așa, de abordare diplomatică din punct de vedere a sindicatelor, că dacă acum în primă citire sunt în primă citire legile pe educație, la guvern, să au vină un mijloc cu de presiune. Au un mijloc de presiune, dar eu aș recomanda tuturor să nu ajungem la momente de genul acesta, pentru că până la urmă ne interesează funcționalitatea în ansamblu a societății românești, care trece prin momente destul de complicate, atât economic, cât și financiar, cât și din punct de vedere a unei crize geopolitice la nivel european și la nivel mondial, și să încercăm să fim ponderați, să încercăm să facem lucrurile nu sub presiune, ci prin dialog. Invit sindicatele să abordeze nu numai la nivel de instituția prefectului acest subiect, ci să abordeze și la nivel parlamentar. Sunt foarte mulți, nu foarte mulți, dar sunt parlamentari care reprezintă și județul Hunedoara. Pot să invite, să dialogueze cu ei și cred că ușor, ușor putem să ajungem la un consens principial în ceea ce privește problematica salarizării din învățământ. V-aș întreba, că a spus că viața este grea, toată lumea știe, războiul, deși prețurile par să se fi stabilizat oarecum. Am văzut recent o știre, au fost primiți la guvern investitorii de la Mintia. Am citit cu atenție pentru că a existat foarte multă neîncredere. Domne, mă refer în anul trecut în special, când a fost preluată, când a fost cumpărată termocentrala, apoi când s-a plătit următoarea rată. Dacă am fi să vedem ce se întâmplă, termocentrala Mintia ar trebui să devină cea mai mare centrală furnizoare de energie electrică pe gaz din Uniunea Europeană în decurs de vreo 2 ani sau 3 ani, până în 2026, parcă. Da, până în 31 decembrie 2026, termocentrala de la Mintia trebuie să funcționeze. Suntem pe linie dreaptă și acest subiect știți foarte bine că a consumat multă cerneală și multă lume și cumva m-a apostrofat și pe mine și pe alții, și unii au fost pro, unii au fost contra, s-au legat cu lanțuri pe la termocentrală, unii au încercat să zic așa, să ia caimacul cumva din punct de vedere politic. Vedeți, lucrurile până la urmă intră pe un făgaș normal din punct de vedere a funcționalității statului și a economiei. Nu poți să lași la infinit, și s-a lăsat timp de 20 de ani această termocentrală să, de la Mintia, să consume foarte mulți bani, bani care până la urmă sunt bani publici, bani care vin de la fiecare contribuabil în parte. Deci erau la un moment dat pierderi de 2 milioane de euro la două zile. Acum s-a semnat contractul, s-a plătit, există contract cu cei de la Siemens și chiar am văzut comunicat oficial al lui Siemens de la München, cum că contractul pentru cele trei turbine de la Mintia a fost semnat. Se intră pe linie dreaptă în ceea ce privește implementarea investiției de la Mintia. Va fi o termocentrală pe gaz care va produce peste 1500 de megawatts, foarte, foarte mult. Aproape dublu față de cât era puterea instalată a fostei termocentrale Mintia. Da. Centrala de la Cernavod produce undeva la 1600-1700 de megawatts. S-a dat și o hotărâre de guvern prin care conducta de gaz care va porni din zona Hațegului, din conducta Brua,
va veni cu alimentare până la Amintia și este o conductă de importanță națională care se va realiza și acest lucru. E important să avem un pic de răbdare. Contractul este până la sfârșitul anului 2026. Sperăm și, până la urmă, trebuie să fim optimiști că această investiție, care este de peste 1 miliard de euro, cea mai mare investiție în ultimii 30 de ani și, până la urmă, este un caz fericit că investiția asta se întâmplă în județul Hunedoara, investiție care aduce plus valoare, investiție care aduce locuri de muncă. Am discutat cu cei de la Siemens, au contract de mentenanță pe următorii 20 de ani la această termocentrală. Deci sunt lucruri serioase și lucruri care se întâmplă în proximitatea Devei. Nu vor veni să lucreze până la urmă oameni de la Botoșani. Tot de aici va fi mâna de lucru pentru... Bine ar fi să avem. Sperăm mâna să lucru, și avem. Da. Dar sunt și foarte mulți care au lucrat în Mintia și știu despre ce este vorba. Avem și personal destul de calificat pe acest domeniu și îi rog pe cei care la un moment dat au fost, sunt sau vor fi vocali pe acest subiect să urmărească îndeaproape și dacă nu merg lucrurile cum trebuie, atunci e bine să le spună. Dar așa de mulți oameni am văzut la un moment dat specialiști în energie pe subiectul ăsta și toată lumea își dădea cu părerea despre cum se produce curent în țara românească, când ar fi trebuit să spune cam ce ar trebui să facă ei și apoi ce trebuie să facă alții. Apropo de ce trebuie să se facă, ce noutăți aveți referitoare la tronsonul de autostradă de la marginea, la ieșirea din județ, cei 16 km, care au fost preluați, cam cum merg treburile, când ar trebui să fie gata? Suntem în perioada în care se execută proiectul tehnic, este vorba de acele 11 luni, s-au început demersurile pentru proiectul tehnic și începând de la sfârșitul anului urmează cele 40 și ceva de luni de implementare a autostrăzii, care ne va duce la final prin legătura continuă cu vestul Europei. Există semnat contractul, există o asociere de firme, firme care au mai lucrat pe tronsonul acesta de autostradă cu bune rezultate. La fel trebuie să gândim că totuși este forma finală, că până acum tot am văzut discuții și aici, că vin urși și nu vin urși, că e o soluție, că nu e alta, că toată lumea își dădea cu părerea la fel ca și la Mintia. Iată că se întâmplă și acest lucru. Este vorba doar de timp, că lucrurile nu se pot face în secunda, doi, trebuie făcute așa cum trebuie și nu se fac lucruri de azi pe mâine, ci se fac lucruri de pe o generație pe alta. Și cu punctul de racordare a Devei la autostradă, până la urmă, care este forma finală pe care a adoptat-o Gnairu, dacă a făcut-o? Acum, Nairu s-a pronunțat pe o soluție tehnică, din câte știu, soluția numărul 2, care avea un cost de aproximativ 20 de milioane de lei sau 23 de milioane de lei. Dânsii s-au pronunțat în comitetul tehnic, din tehnico-economic, CTE-ul de la Ministerul Transporturilor. Anumite instituții au zis că nu este bună soluția, că nu știu cum s-au pronunțat, că nu sunt de meserie, dar eu respect până la urmă pe toată lumea care se pricepe să dea o anumită soluție și să lăsăm pe aia care se pricep și mai puțin noi politicienii să ne băgăm în toate soluțiile astea tehnice. Alții au venit cu o altă soluție care este de aproximativ 10 ori mai scumpă. Ar fi ideal să vină și această soluție, chiar dacă e mai scumpă, e important să vedem de unde găsim sursa financiară. Rămâne de văzut ca Ministerul Transporturilor să
se pronunțe. Eu chiar am trimis către Ministerul Transporturilor să urgenteze și am avut și o întâlnire cu CNAIR-ul, cu primarii comunei Vețel și a municipiului Deva, cu Consiliul Județean. Au fost niște dispute, unii chiar au ieșit public, dar încă o dată, repet, nu pot eu să mă pronunț inginer agronom în ceea ce înseamnă nod rutier și soluție tehnică care până la urmă trebuie să o facă Comitetul Tehnic Economic de la Ministerul Dezvoltării și mai puțin noi ca și politicieni. Deci deocamdată așteptăm un răspuns de la ei, o soluție finală. O soluție finală. Existau toți pașii trecuți prin Comitetul Tehnic Economic, erau bani prin un proiect, la unii ne convine soluția. Dacă nu le convine, pot să facă lobby în continuare să vină cu o soluție mult mai bună și mult mai scumpă. Eu sunt deschis până la urmă la orice, dar e important să o facem cât mai repede ca nu să ne bucurăm de ea peste 20 de ani. Da, e adevărat, ca și cu autostrada, nu știu când vom mai apuca, dacă vom mai apuca noi, nu să vedem tronsonul ăsta, asta se va face de 16 km de la marginea. Să vedem ăla către București. Cel către București. Domnule prefect, suntem pe ultimele minute din emisiune, nu mai este mult, vreo două luni și ar trebui făcut o rocadă, pentru că sunteți un politic, prefectul i-a asumat politic deja, o rocadă de premieri. Practic așa prevede înțelegerea, deocamdată nimic nu indică faptul că nu va fi respectată înțelegerea. Cu siguranță, și eu sunt optimist, această rocadă și această înțelegere se va întâmpla. Este o chestie inedită, să zic așa, în politica românească. Acum, dacă o luăm pe direct, s-au mai schimbat premierii în România. De multe ori s-au schimbat și la perioade scurte. Sau sunt țări cu tradiție. Bine, moțiuni de cenzură, nu știu ce. Asta este o rocadă cumva asumată. Și nu cred că este altă soluție la ora aceasta decât o bună înțelegere în coaliție între cele trei partide. PSD, PNL, UDMR. Chiar dacă mai sunt, să zic, anumite momente de frecușuri sau de poziționări politice a oamenilor din coaliție, haideți să vedem partea plină a paharului și să vedem că în această perioadă sunt cele mai multe fonduri pentru dezvoltarea României, sunt cele mai multe proiecte. Există o stabilitate până la urmă atât guvernamentală cât și parlamentară, există decizii care se iau pentru trecerea a situației grele prin care ne aflăm. Dacă se respectă înțelegerea și pactul care s-a semnat la momentul în care s-a format această coaliție, sper să meargă lucrurile în continuare cât mai bine. Orice denaturare sau orice inflexiune care apare în anumite momente de genul ăsta, până la urmă riscul este să sufere populația și mai puțin oamenii politici. Așa că eu cred că înțelepciunea și până la urmă echilibru și maturitatea oamenilor politici trebuie să ducă la lucruri bune pentru cetățeni și mai puțin interese personale sau de grup sau interese politice. Că vorbeam mai înainte, așteptările sunt mari, oamenii vreau să vadă de la politicieni lucruri concrete, lucruri care se întâmple cât mai repede, nevoia este foarte mare, exemplu și puterea exemplului avem pentru că lumea circulă și lumea este mică în momentul ăsta, suntem la 2 ore de Londra sau la orice oraș european. Dacă conștientizăm că putem să ne punem la masă chiar dacă nu ne iubim extraordinar și până la urmă așa și trebuie să facem, pentru că deciziile până la urmă trebuie să le luăm pentru cetățeni și mai puțin pentru interese politice personale. Da, suntem chiar pe final și o ultimă întrebare cu răspuns pe da sau nu, știu că anticipez foarte mult acum. După 2024 se spune că suntem condamnați să guvernăm împreună. Va merge coaliția mai departe și după 2024?
Eu tind să cred că va merge pentru că trebuie să ia decizii majore, decizii care sunt cu impact de schimbări majore în societate, cum este reforma administrativă, cum sunt reformele care ni le-am asumat prin Programul Național de Redresare și Reziliență și contextul geopolitic și geostrategic până la urmă impune o asociere cât mai largă și o coaliție cât mai solidă și mai puternică cu o majoritate largă în Parlament pentru a putea să se ia deciziile următoare. Da, mulțumesc. Doamnelor, domnilor, invitatul după amiezii a fost domnul Călin Petru Marian, prefectul județului Nedoara. Domnule prefect, mulțumim încă o dată, multă sănătate, să ne vedem cu bine și cu vești bune pe cât posibil. Vă mulțumesc, la revedere. Le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Mâine vine de la ora 15:15 deputata PSD Natalia Intotero. Până atunci, la revedere, toate cele bune tuturor. Suntem 900 de farmacii.